Relaxare, drumeții și răsfăți cu preparate tradiționale în vacanța de Paște în clisura Dunării. Bucuroase de oaspeți, după 2 ani în care restricțiile au cam umbrit sărbătoarea, gazdele au pus la punct cu mare artă toate detaliile unei vacanțe cât mai reușite pentru cei care le-au trecut pragul. Și cum prima impresie contează, în această pensiune, oaspeții sunt primiți încă de la intrare cu țuică de smochine, băutura tradițională a zonei. Ziua, poftiți, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bine ați venit din partea aceasta, e o țuică de smochină. Cu plăcere. Mulțumim frumos. Doamne ajută. Mulțumim. Așa sănătate. Da, sănătate. Cum să nu? Așa ai primit? Da, fiecare oaspăt, fiecare oaspăt al nostru primește o țuică de smochine și încercăm să ne familiarizăm toți până când dăm camerele. Bine l-am găsit. Doamne ajută, bine ați venit la noi! Atmosfera de sărbătoare cu ouă roșii, iepurași și flori vesele de primăvară îți lua privirea încă de la intrare în această pensiune. Le-am lăsat turiștilor posibilitatea să se bucure de ambient și am intrat în bucătărie, unde l-am găsit pe Daniel, care ne-a vorbit despre câteva dintre bunătățile care și-au făcut loc pe masa de Paști. Aici avem unul dintre cei 4 berbecuți pe care o să-i pregătim în acest an de Paște. O parte dintre ei vor fi pregătiți la cuptor împreună cu diverse condimente, cu drob, iar restul vor fi făcuți la proțap. Aici am pregătit primele ouă din acest an, pregătit prăjituri, sarmale. De asemenea, vom întâmpina turiștii noștri cu ciorbă de miel, ciorbă de văcuță, de burtă. De asemenea, vom avea la alegere cine dorește să mănânce și preparate de post pentru acest an. Pentru cei care vor pește? Pentru cei care vor pește, avem pregătit specialitatea casei, specialitatea bucătarului. Este crap, la alegere, somn, păstrăv, șalău. Saramura. Saramura de pește, care este foarte, foarte bună. Apoi am vorbit cu primii turiști sosiți care, de pe terasa pensiunii, în fața unui pahar cu vin nobil, savurau priveliștea splendidă asupra Dunării. Unii erau pentru prima dată în clisură, după ce ani mulți au preferat Bucovina și mai sunt și mari iubitori de pește. E o locație extraordinară, ne venim de câțiva ani aici. De departe? De la Calafat. De la Calafat. Facem și puțin. Am fost și în alte zone, dar traficul știți că e așa cum este, aici suntem mulțumiți că ajungem și repede. Suntem bine primiți. Suntem bine primiți, e o locație extraordinară. Doamna Florentina este o gazdă de excepție. Ne simțim bine. Ce să vă mai spun eu, oricum aici ne simțim bine, v-am spus, venim de mai mult timp. Deci voie bună. Distracție. Da, distracție, exact, da. Deci sunteți de-ai casei, să spunem așa. Da, suntem de-ai casei. Cât de des? Da. De toate sărbătorile, cred că de 2 ani de zile, am început să ni le petrecem aici. Ceva e extraordinar și mai mult decât orice așteptări. De ce ați ales clisura? Pentru că e ceva deosebit. E ceva deosebit și în ceea ce credeam eu că văd și ceea ce am auzit despre clisura Dunării și până acum e perfect. Se pliază pe ceea ce mă așteptam să găsesc aici. Aici am găsit locuri, că în perioada asta știți că nu prea se găsesc în perioada sărbătorilor. Ne-am hotărât destul de târziu, acum 2 săptămâni. Da. Și am reușit să găsim aici 2 locuri. Și e foarte bine. Bucuroase de oaspeți, după 2 ani în care restricțiile le-au cam stricat planurile, gazdele au făcut un program divers, principala grijă fiind să umple tot timpul vizitatorilor. Avem oaspeți care ne vin de astăzi, 4 nopți de cazare, cât și 3 nopți de cazare. În seara aceasta, dânsii vor petrece timpul la spa, seara vor lua cină la noi, apoi mâine dimineață, după micul dejun, le-am pregătit împreună cu ghidul nostru o excursie pe Ciucarul Mic, apoi se vor întoarce să ia masa la noi, după prânz vom merge în sala de conferință și vom face un alt fel de atelier de creație, pictăm ouăle, apoi vom merge și vom lua cina și vom avea degustare de vinuri,
Sâmbătă este o zi încărcată pentru toată lumea. Vom merge pe Ciucarul Mare, apoi vom lua masa în clisura Dunării la o familie de în Șvinița, de sârbi. Din păcate, vremea ploioasă a mai umbrit din vacanța de Paști, dar au fost și destule momente însorite, așa că oaspeții s-au și putut bucura de multitudinea de activități în aer liber propusă de gazdele primitoare.